Astăzi, în ședința ordinară a Consiliului Județean Mehedinți, au fost discutate și aprobate mai multe reglementări, investiții și modificări ale listelor de investiții privind alocarea fondurilor în regim de prioritate. Astfel, Muzeul Regiunii Porților de Fier, dar și mai multe proiecte ce se află în diverse etape de execuție, au fost bugetate. Ca șefism din a suplimentat suma alocată pentru un proiect al Direcției Generale de Protecție a Copilului cu suma de 300.000 lei. Au fost încasate venituri la donații și sponsorizări care aparțin tot Direcției Județene de Protecție a Copilului de la Asociația Bambinii din România, sumă cu care se majorează capitolul 68 Asigurări și Asistență Socială. Cu ordinul de plată 1311 s-a încasat suma de 27,25.000 lei în contul de venit din Fondul Social European, sumă cu care este capitolul 56 Programe pentru Fondul Social European. Cu privire la rectificarea bugetului pe anul 2014, Administrația Județeană a Finanțelor Publice i-au fost diminuate sumele defalcate din TVA cu suma de 16,69.000 lei. Pentru asigurarea salariilor pentru luna noiembrie la personalul neclerical au fost alocate sume la capitolul 66 transferul între instituții. De asemenea, se diminuează de la capitolul 66 transferul către instituția publică suma de 100.000 lei care va merge pe dobânzi, comisioane și rate pentru împrumutul Consiliului Județean. În conformitate cu prevederile ordinului 1071 privind rectificarea bugetului, se transferă suma de 6.537 lei care a fost alocată pentru Spitalul Județean de pe un aliniat devenit la alt aliniat. Administrația Geoparcului Platou Mehedin solicită majorarea bugetului cu suma de 4.000 lei și totodată vă sunt prezentate anexele 3 și 3.1 care prezintă execuția veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul 3 al anului 2014. Aș vrea să îmi cer scuze pentru faptul că a venit cu întârziere la mapa dumneavoastră materialul pentru această hotărâre, deoarece n-am avut semnalul de la ambasadă, dar ieri ambasada SUA la București ne-a transmis acordul și astăzi, acum în momentul acesta, când dumneavoastră veți da o nouă susținere, avem doi reprezentanți la ambasadă pentru a primi certificatul. Deci avem semnale că de data aceasta vom scrie un proiect care să primească și finanțare. Cercetarea, eu am pus spre știința dumneavoastră un raport cu rezultatele cercetării sistematice la muzeu, la Amfiteatrul Roman în perioada 2013-2014 și foarte puțin 2012. Deci 40% din săpături trebuie continuate în anul 2015. Așa cum a spus doamna director, ambasada nu finanțează cercetare sistemică și atunci proiectul face referire concretă și solicită o sumă de aproximativ 200.000 de dolari pentru a finanța conservarea prin tratamente și proceduri specifice, restaurarea amfiteatrului și reconstrucția unei părți din tribuna amfiteatrului, astfel încât el să fie pus în valoare turistic, la fel ca tot complexul muzeal, până la sfârșitul anului 2015, așa cum ne dorim cu toți. Vă mulțumesc mult pentru susținere. Un proiect foarte important, care înțelegem că are nevoie de continuitate anul viitor, mai exact ce se întâmplă cu lucrările, dacă înțelegem că avem și sprijin din partea Consiliului Județean. Noi am scris un proiect pe care îl vom depune în curând la Ambasada Statelor Unite pentru a primi finanțarea dumnealor în vederea aducerii Amfiteatrului Roman la nivelul complexului muzeal, adică să finalizăm cercetarea sistemică, să conservăm prin proceduri specifice Amfiteatrul Roman, să restaurăm și să reconstituim o parte din tribune. Dar pentru a primi această finanțare suntem condiționați de a termina prin eforturi proprii o finanțare asigurată de Consiliul Județean în ceea ce privește cercetarea sistematică.
Adică, pentru anul următor, astăzi am primit asigurarea consilierilor județeni și a conducerii Consiliului Județean că vom avea fondurile necesare. Este, de fapt, un angajament pe care ni-l luăm în felul acesta față de ambasada SUA, finanțatorul viitorului proiect, pentru a finaliza cercetarea sistemică, adică pentru a termina săpăturile și a scoate la lumină amfiteatrul roman în întregimea lui. Apoi urmează finanțarea pe care o așteptăm. În momentul în care vorbim, avem doi reprezentanți ai muzeului la ambasada SUA în București pentru a primi certificatul.